Salut, eu sunt Gicu, suntem în episodul 2 în care vă prezint plantele mele sub lumina artificială și pe pervaz niște plante. E bine, a trecut o săptămână de la ultimul update și practic nu prea s-a dezvoltat aceste plante atât de mult, dar totuși ceva are crește noi, ceva plante au crescut și hai să vedem. De data aceasta începem cu papaya. În timp de o săptămână deja au mai crescut frunzele acestea un pic mai mari și deja vom vedea cât vor mai crește. Sper să crească vreo frunză nouă, deci așteptăm cu nerăbdare. Și în acest ghiveci papaya nu prea s-a dezvoltat, poate trebuie schimbate în alt ghiveci separat, mă voi ocupa de asta după ce vin de la muncă seara tocmai, dacă am timp. La eucaliptus, uitați, frunzele un pic au mai crescut, câte puțin și este bine. Deja efectul de seră nu-l mai țin, îi las să crească așa deja la aer liber și se dezvoltă frumos și vor mai crește, după care va trebui la fel să îi separ în ghivece separate. Iată și la eucaliptus, care îi se spune baby blue sau Silver Dora. Săptămâna trecută v-am arătat arborii de cafea, aceștia patru, și în această săptămână un pic frunzele au mai crescut. Vedeți aceste două frunze noi și aici încă două frunze noi și frunzele vechi s-au făcut un pic mai mari. Iată ca exemplu aceasta, uitați-vă cât de frumos arată acești arbori de cafea. Super perfect arată. Și eu când ud, mă stărui să nu las pământul să se usuce. Și o duc destul de bine, probabil le place lumina artificială. E bine. Lângă arborul de cafea am planta dansatoare și i-am tăiat, în asta iarnă i-am tăiat că era peste 2 metri înălțime și au crescut lăsat prin părți, dar tot crește bine și tot se lasă în jos. Va trebui să scurtez din nou sau voi vedea, dar la dat de aici alți lăstari. E frumoasă planta dansatoare și hai să vedem la tulpină, destul de groasă. Deja a crescut. Aici am un experiment cu orhidei. Încerc înmulțirea. Nu știu, va reuși sau nu. Dar asta durează foarte mult. Nu apare niciun mugure? Văd că a apărut un mugure aici. E super! Dacă ați văzut săptămâna trecută când am filmat primul episod, am să vă las linkul în descriere, am pus două violete africane care arătau cam rău. Și acum parcă își revin, iată aici în vârf, uitați-vă cum frunzele arată, super, a pornit la crescut. La a doua violetă africană la fel. Dar aici mai am încă două și acestea deja arată din ce în ce mai bine, iată și a doua. Și cred că în vreo 2 săptămâni posibil să crească flori, deci vom vedea. Boboși de flori am în vedere. Și mai departe, săptămâna trecută am uitat să vă arăt Mimoza pudica. Am aici o plantă de Mimoza pudica care am germinat-o încă din iarnă și se zbate între viață și moarte, aceasta, mă refer la aceasta. Acum e seara și frunzele sunt închise, dar am observat, a germinat încă o sămânță, așa de bine când germinează. Atât de mult semințele le-am semănat iarna, atât de greu a germinat, sunt uneori stranii unele semințe, germinează când doresc ele, nu când dorim noi. Hai să vedem ce mai face rodiu pe care l-am pus sub lumina artificială și un pic poate a mai crescut de la o săptămână. Totuși, iată, arată fain. Și al doilea, iată, s-a mai înalțat acest lăstar și e bine. Trebuie să ud la timp. Nu am verificat dacă are rădăcine și te prind găurile ghiveciului, trebuie să mă uit. Și la orhidei tot normal, cum era în săptămâna trecută. La această orhidee am văzut că frunza se îngălbenește, dar e ceva normal, frunza aceasta e veche, foarte mulți ani are deja.
Și uitați-vă la această orchidee cât de frumoasă v-am arătat și săptămâna trecută. Săptămâna trecută v-am arătat orchideea aceasta albă, era doar o floare și uitați-vă cum sunt deja trei. S-a mai deschis încă două și sunt destul de mășcate florile. Și aici se deschide, săptămâna viitoare vom vedea încă vreo două flori se vor deschide, va fi super frumos. Toate orhideele sunt foarte frumoase. Ia uitați-vă și aceasta cât de frumos. Și vom vedea cât vor ține aceste flori. Super tare, uite ce culoare. Și la această orhidee v-am arătat săptămâna trecută. Și uitați-vă aici deja băboși de flori au apărut. E super, trebuie să o dăm la timp. Sau nu trebuie să o dăm prea des. E bine, ghimbirul arată perfect, iată lăstarul nou care a crescut, acesta, nu? A crescut sănătos și destul de gros. Am avut o plantă ca Monstera Monkey Leaf, așa arată cam, mi se pare că se usucă, dar în fine. Aici am albizia și ea se odihnește acum, adică e seara și s-au închis frunzele. Planta a plecat la culcare, dar eu încă nu. Apropo de planta carnivoră, săptămâna trecută am spus că erau niște tije și trebuia să le tai, le-am și tăiat și uitați-vă, în timp de o săptămână atât de repede crește, a apărut încă o tijă cu flori și pe aceasta am să o tai să nu consume din energie. Ia uitați-vă, niște capcane sunt închise, au umblat niște furnici pe aici și o ud aproape în fiecare zi, arată bine. Totuși unele capcane se usucă, dar le voi tăia care sunt uscate și eu sper să o ducă bine în continuare. Orhideea Dendrobium nobil arată frumos cu acest lăstar nou care a pornit la crescut. Arată viguros acum și vom vedea cum o va duce în continuare. Aici am lavanda și nu prea s-a dezvoltat atât de mult timp de o săptămână, dar mai așteptăm și vom vedea, trebuie să se îngroașe mai bine la tulpină și semințele pe care le-am germinat, poate un pic s-au mai dezvoltat, unele s-au uscat în aceste două ghivece, dar restul pare că sunt vii și se vor dezvolta încet încet. Acum hai să vedem mango, nimic schimbări timp de o săptămână. Cum arăta, așa și arată, dar că arată mai vioi acum, pentru că l-am udat la timp și probabil săptămâna viitoare aici vor fi ceva muguri, deci vom vedea. Până când aici mimoza pudica nu germinează, bambusul norocos, tot nu am avut timp încă să îi schimb ghiveciul și stă atașat de perete, că e destul de înalt, dar va arăta frumos într-un ghiveci un pic mai mare ca acesta. Trebuie de făcut și pe asta. Plantele de copacul iubirii arată la fel de bine ca săptămâna trecută, nimic schimbări noi, poate un pic au mai crescut. Ambele. Și această plantă, tot nimic schimbări noi, ghiveciul mic și na, asta e. Și această plantă, am spus că am să o mut în grădină, dar nu am mai avut timp și până când stă în ghiveci, dar văd că și a treia floare trece. În fine, trebuie de mutat urgent. Hai să vedem ce mai face și Monstera. Nimic schimbat până când nici o crește din nou. Nu crește atât de rapid, dar arată frumos cum arată. Sper că v-a plăcut episodul 2, turul plantelor mele în camera mea, sub lumina artificială și pe pervaz. Voi mai pune ceva plante aici. Voi mai face experimente, pot să cresc ceva nou din semințe și urmează să vedem cum se vor dezvolta. Văd că cafeaua foarte frumos. Sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la canal, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez câte un video nou și ne vedem data viitoare. Cu voi a fost Gicu, o zi de vară frumoasă!